Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim despre un lucru foarte serios, o nuanță pe care vreau să o dau unei idei și să vă pun puțin pe gânduri, pentru că eram în avion, eu când m-am dus spre în vacanță în Tenerife și când m-am întors în avion, am avut laptopul cu mine, l-a dus, am și editat un video, dar m-am uitat, pentru că a fost un zbor de 6 ore la dus și un zbor de 5 ore la întors, m-am uitat la webinarele pe care le am cu cei de la Academia de Trading. Am vrut să recapitulez, să fiu foarte atent, să prind idei. Eu și când se vorbește într-un webinar, fie că sunt atunci live în el, fie că îl revăd după ca să sedimentez foarte bine informațiile, pentru că orice informație de calitate niciodată nu o să prinzi ideea din prima integral. Trebuie să revezi de 2 ori, de 3 ori, de câte ori ai nevoie ca să fii sigur că ai înțeles ceea ce vrea să-ți transmită vorbitorul, autorul și așa mai departe. Și mă uitam și am dat peste un lucru foarte fain pe care l-a zis Ciprian, pentru că nu vreau să zic că vai m-am gândit eu la chestia asta, deși m-am lovit de aceeași idee, poate puțin structurată diferit, în cartea lui Ray Dalio, Principles, pe care chiar am avut-o cu mine și am citit din ea pe avion și acolo când mai stăteam la plajă. Este vorba despre atunci când vrei să înveți de la cineva. Atunci când vrei să înveți de la cineva și când, nu știu, dai de un om care a reușit în viață, a avut succes, îl vezi acum milionar, îl vezi cu mașini multe, cu casă de vacanță, ce se mai pus sus printre 1%, aspiri și tu să fii acolo. Și ai posibilitatea să plătești fie să vorbești cu el ca să, gen, să-ți fie mentorul tău, sau ai posibilitatea pur și simplu, te întâlnești cu el și îi ceri un sfat. Nu știu, ești în oraș, ești în centru vechi, spre exemplu, ești unde îmi place mie la emoția și ești la cafea și vezi pe o persoană, vezi o persoană care pentru tine o inspirație și te duci la el. Și primul lucru pe care îl faci, ce este? Îl întrebi cum a reușit, nu? Vrei și tu să aspiri să ajungi unde este el. Dar întrebarea nu ar trebui să fie ce faci bine acum ca să-ți fie bine. Pentru că tu când pui întrebarea asta, sar o mulțime de pași. Pași care aceia l-au format în realitate. Niciodată să nu tindeți spre a primi direct răspunsul. Dacă voi vreți direct răspunsul, vă zic ce se va întâmpla. Este ca și cum, și vă dau așa un exemplu în paralel, vă apucați de un business și ați văzut și voi că funcționează la altul. Și aici pot da un exemplu, dropshipping-ul. Vă apucați de dropshipping pentru că ați văzut că sunt 11.000 de oameni atât în România cât și în afară, pe YouTube, pe Instagram, pe TikTok, pe mai știu eu unde, care vă spun că uite câți bani fac din dropshipping, vai ce șmecheri sunt din dropshipping și așa mai departe. Și vă apucați și voi să faceți, poate cu cele mai ieftine informații de pe piață, poate cu informațiile gratuite, citiți și voi un pic pe pagina de la Shopify și așa mai departe. Dar voi nu aveți niciun plan, voi nu știți pașii, voi nu parcurgeți un șir normal. Și o să se întâmple? O să dați rateuri, peste rateuri, peste rateuri, pentru că voi, de fapt, nu știți ce trebuie să faceți. Voi aveți în cap rezultatul, fără a avea drumul până la rezultat. Și asta este foarte important, pentru că atunci când ai posibilitatea să vorbești cu un om și să-l întrebi, băi, ok, ai plecat din punctul A și ai ajuns în punctul B, mult sus, te-ai dezvoltat foarte fain, ai crescut ca și om, ca și mentalitate și mai departe. Nu-l întreba cum faci acum să-ți fie bine, întreabă-l prin ce a trebuit să treci ca să ajungi aici. De multe ori să știți că poveștile unde oamenii au fost loviți, au ajuns în faliment, au fost, ce să mai, mâncau, că tot mai zic eu câteodată, pateu cu pâine și un pic de ceapă acolo. Acele momente sunt momentele care i-au sculptat pentru a ajunge acei oameni care sunt astăzi. Voi trebuie să vă gândiți și să învățați din experiențele lor în care au greșit, de ce au greșit, ce puteau să facă ca să nu greșească, cum și-au redresat greșeala, ce i-a împins, ce le-a dat impulsul ca să continue. Pentru că de multe ori, gândiți-vă, e ușor să încerci odată, e foarte ușor, adică
exemplu anterior, să te apuci de dropshipping. Te apuci, dai fail după 2-3 luni, poate nici măcar atât. Majoritatea ce fac? Majoritatea renunță. Dacă ai renunțat, da, n-ai învățat nimic. E egal cu zero, ai pierdut niște bani și niște timp și atât. Dacă perseverezi, ok, poate o să fie fail și a doua oară. Dar poate să fie un fail mai mic, în sensul că nu greșești la fel de mult. Ai învățat ceva acolo din prima experiență. Din prima experiență ce ai învățat? Păi nu pot să fac asta fără asta. Ok, pentru că poate tu până acolo ai ajuns. Ăla este punctul, ai plecat... pentru a ajunge din A în B, poate sunt 10 etape pe care trebuie să le parcurgi. Și tu ai parcurs prima etapă. Și ți-ai dat seama că, ok, prima etapă, ca să nu greșești și să nu fie un fail total, trebuie să fac și asta în plus. Ok, în a doua încercare ajungi mai în față un pic. Poate dintr-o lună supraviețuiești 2 luni. Și îți dai seama că, băi, ok, nu era suficient să fac asta în plus, trebuie să mai fac și chestia asta la altă. Și tot așa, și tot așa. Îți garantez că dacă perseverezi și încerci pe cât posibil să-ți dai seama unde ai greșit, nu ai cum să nu reușești. Totul este aici, în cap. E o chestie mentală să nu renunți, pentru că asta e problema majorității. Se apucă, dau greș odată și renunță. Cum e chestia aia? Ai băgat $1000 în cripto, fix în vârf, a picat, s-a dus 50% în jos. O prostie și cripto asta, o mizerie. Sau la fel și cu bursa, că hai să zicem cripto sunt mai volatile. La fel și cu bursa, ai băgat în Tesla la $900, ai băgat în Amazon la 3800 cât a ajuns acum de curând, ai băgat în Apple la 149, ai băgat în CRISPR la 163, vă dau 11.000 de exemple dacă vreți. Și după s-au dus în cap, fix a doua zi, fix în 5 minute. Și începeți cu scuze de genul sau cu vorbe. Oh, prostie, ce vorbește și ăla acolo? Habar n-are, oh, mi-am pierdut banii din cauza lui sau m-am luat și eu ca fraier după ăla. Nu e așa. Nu e așa, din absolut tot ceea ce faci trebuie să înveți ceva. Dacă nu înveți, da, îți meriți soarta și atunci chiar ai pierdut timpul ăla și banii ăia. Trebuie să-ți dai seama unde ai greșit, de ce te-ai dus. Nu știu, ok, n-aveai de unde să știi, pentru că poate nu erai suficient de educat în ideea asta, să înțelegi în acel moment că ai intrat într-un punct prea sus. Dar ce poți să faci în momentul ăla? Ce soluție ai ca să te redresezi? Faci dollar cost averaging, începi să analizezi un pic, să înveți analiză. Nu vrei să înveți analiză tehnică pentru că ți pare complicat, învață un pic analiză fundamentală, te ajută și aia. Cumpără treptat când e mai jos, dacă vezi că pe fundamental compania stă foarte bine și are sens businessul respectiv. Încearcă și, de fapt nu că încearcă, începe să gândești. A încerca nu e suficient, trebuie să începi să gândești. A încerca e de început și atât. După trebuie să și faci. Și că am plecat de la ideea cu experiența pe care ți-o oferă alții. Niciodată nu întrebați, ok, cum faci acum să-ți fie bine? Din ce câștigi tu bani? Și o să zică omul ăla, poate e foarte deschis și se apucă să zică, păi din asta, 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 asta și așa mai departe. Îți enumeră 3, 5, 7 stream-uri de venit și ești uimit și zici, mamă, hai că mă apuc și de toate mâine. Păi mă apuc, mă fac un credit la bancă, îmi iau un imobil și o să iau chirie de la oameni. Ok, după aia investesc și eu, câți bani mai am, hai că mai fac un credit sau mai am niște bani în bancă, bag și eu, iau niște cripto. După aia investesc în niște acțiuni. În ce investește ăsta? Uite, în ăstea care cresc foarte mult. Băgăm în penny stocks, că ăstea sigur îmi triplez banii. După, bag în P2P lending, dar vreau și 18% sau 20% dobândă. Maxim, cât se poate de mult. Și te apuci și le iei pe toate la rând, deodată, de avalma, nu înțelegi nimic, habar n-ai de ce te bagi și pentru că tu ai ascultat doar rezultatul lui, ai ascultat doar etapa 10, n-ai început cu etapa 1, nu o să faci nimic. O să pierzi tot, o să se ducă tot în cap, o să intri poate în depresie sau o să începi să defăimezi fel și fel de oameni, fel și fel de strategii de investiții și așa mai departe. O să te apuci să zici că, oh, ce prostie, nu știu ce. Când în realitate greșeala e la tine? Pentru că primul lucru e să întrebi de unde ai pornit. Care au fost greșelile? Deci asta este cea mai importantă întrebare pe care o puteți să o puneți. Care au fost greșelile? Eu, de exemplu, când m-am apucat de YouTube, primul lucru pe care l-am întrebat pe Răzvan, care au fost obstacolele tale? Prin ce ai trecut?
cum a fost pentru tine psihologic, trebuie să te gândești psihologic cum a fost pentru tine tot traseul ăsta. Și așa trebuie să faceți în general cu oameni. Trebuie să vă gândiți, păi ce, prin ce a trecut omul ăsta ca să ajungă aici? Sunt exemple multiple. Onețiu în România, Răzvan Munteanu, hai să luăm și din afară, Kiyosaki, să luăm pe Steve Jobs. Steve Jobs în 1985 a fost dat afară din propria companie. Și e și un citat, chiar în cartea lui Dalio, care spune că Steve Jobs atunci a spus public că pentru el faptul că a fost trezit la realitate prin a fi dat afară din compania asta a fost cel mai bun lucru. Astea sunt moduri de gândire. Nu trebuie să fii frustrat din anumite cauze, trebuie să înveți ceva din cauzele respective dacă ți se întâmplă. Nu trebuie să vrei direct rezultatele finale, ia-o cu începutul, muncește pentru ele și o să ajungi la ele. Dacă alții pot, poți și tu. Sunt, și aici o să dau exemplu Dalio. Dalio în cartea lui, printre primele lucruri pe care le spune au fost că el era mediocru sau submediocru la școală. Nu era de el școala, nu era premiant, nu era olimpic, nu a fost cel mai deștept din tot statul. Nu. Nu, dar a avut o idee în cap, a perseverat, s-a lovit de o groază de ori, a falimentat de multe ori, a învățat, a tras, a vorbit cu oameni, a vorbit cu oameni influenți, a văzut greșelile lor și a învățat din greșeli, nu a încercat să rupă direct rezultatul, să facă fix ce fac, pentru că aia e chestia. Dacă faci doar ce face cel care are succes, dar fără să știi de ce ia acele decizii, el ce o să facă? Și aici vă dau un exemplu, hai să zicem un pic clasic. Investești și tu într-o companie pentru că investește altul care a făcut o groază de bani, dar tu nu știi de ce investești. Și el va ști când să intre și când să iasă și tu nu vei ști. Și tu vei intra probabil prost și vei ieși și mai prost, sau vei intra bine, dar vei ieși prost pentru că n-ai știut când să ieși. Așa că, până la urmă, lecția este că dacă ai ocazia să înveți de la cineva un lucru anume, învață din experiența lui, învață din experiența care experiențele care l-au doborât, care l-au dus în prag de cel mai de jos prag posibil și de acolo s-a ridicat. Învață cum s-a ridicat de acolo, ce l-a motivat, care a fost gândirea lui, ce l-a făcut, ce experiențe l-au făcut să ajungă unde este astăzi. Nu-l întreba ce e azi și ce face azi. E irrelevant, pentru că nu o să reușești nimic. Și în același timp, perseverează, pentru că am zis chestia asta de nu știu câte ori în videouri, fii perseverent și învață din lucrurile pe care le faci și tu. Nu este suficient să-l întrebi pe un om, e bine să copiezi câteodată, dar trebuie să spui și tu amprenta. Când îți pui amprenta, o să ai cel mai bun rezultat pentru tine. Dacă doar copiezi, o să ai probabil un rezultat bun, dacă îl copiezi cu cap. Dacă îl copiezi prostesc, amin. Dar rezultatul excelent pentru tine va fi când îți pui tu doza ta, punctul, să zic, îți pui tu amprenta în această strategie. Și când ți-o pui amprenta și începi să o dezvolți în funcție de ceea ce vezi tu, greșelile tale, cum treci peste ele, cum te folosești de ele să-ți fie bine, este imposibil să nu ai succes. Sunt atâtea cazuri, de ce să nu fii și tu unul dintre acele cazuri? Și trebuie, ce să mai trebuie să muncești pentru asta, pentru că, da, e fain să mergi în cluburi, să-ți cumperi mașini scumpe, cu credite, să stai, nu știu, să te duci la agățat, să te duci să te spargi în cu o șampanie mega scumpă pe nu știu ce club, când ești tânăr, dar parcă e mai fain să sacrifici un pic perioada asta și după să stai liniștit tot restul vieții. E, zic eu, șmecher cel care profită de tinerețe și de puterea pe care o are, puterea de a absorbi informații, de a avea energia necesară și de a face bani și de a dezvolta viața, cariera, profesie, ce vreți voi când e tânăr, decât cel care o arde aiurea când e tânăr și după aia stă și trage și începe să zică bă, statul ăsta nu-mi dă bă nimic. Și am ajuns la 60 ceva, probabil o să ajungem la 70 de ani când o să ne putem să ne pensionăm și te bazezi pe o pensie care nu știi dacă vine. Și după aia votezi cu ăla care îți dă mai mult, îți dă și o găleată. Deci dacă vrei chestia asta, da, e decizia ta.
Cam atât am avut să vă zic. Sper că vă motivează să faceți cât mai multe, să căutați, să învățați de la alții, să știți că aveți de învățat de la, cred că, orice om. Dacă nu învățați de la un om de succes, învățați din greșelile oamenilor care au, să zic, nu au avut succes și n-au perseverat. Că vedeți ei ce n-au făcut cum trebuie. Și dacă vedeți ce n-au făcut cum trebuie, învățați voi ceea ce n-au învățat ei. Și tot e bine. Tot este bine. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați, dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!